Am dezvoltat showroom-ul cu o capacitate de expunere mult mai mare, de 3 ori mai mare decât showroom-ul trecut, pentru a mări încrederea clienților Evomag în noi și a clienților noi care nu au cumpărat încă online. Avea un punct de expunere al produselor mult mai mare, de a veni, de a testa produsele respective înainte de achiziție, lucru care în spațiul trecut nu ni-l permiteam. Cât de mare este nou showroom și unde se află? Nou showroom față de celălalt este de 3 ori mai mare, are 200 de metri pătrați și se află la ieșirea din pasajul Muncii pe șoseaua Mihai Bravo. Care este strategia dezvoltării pe offline? Întotdeauna ne-am gândit că trebuie să rămânem focusați online, dar datorită lipsei de încredere a clientului român, încă se fac mai puține comenzi offline decât online, am încercat să găsim o modalitate prin care să le mărim această încredere. Și cum poți să-i mărești încrederea unui client care nu a cumpărat până acum de la tine, de când oferind un spațiu unde să vină și să testeze produse pe care momentan nu știe sau nu-l cunoaște. Și atunci îi oferim acest spațiu, cunoaște produsul și probabil mărește încrederea și cumpără de la noi. Cum arată piața românească de online și cât la sută deține Evomag? În momentul acesta piața crește, posibil să mai avem câțiva ani tot așa cu o creștere accelerată, mai are unde să crească pentru că retail-ul încă are o pondere extraordinar de mare. În momentul acesta, din calculele noastre, estimăm că avem undeva la 7% din piața de electro-IT pe online din România. În ce direcție vedeți o dezvoltare online? Aveți un parteneriat recent cu Procter & Gamble, recent ați achiziționat și o companie specializată pe ceasuri, ce urmează? În momentul acesta avem două direcții de dezvoltare. Una, să aducem mult mai multe produse în magazinul nostru, mult mai multe categorii de produse pe care să le dezvoltăm și a doua, de a achiziționa și a crea un jucător puternic pe anumite nișe de produse, cum ar fi ceasurile, unde ne desfășurăm foarte bine cu un magazin online care se numește Watchshop și a fost achiziționat acum 2 ani de zile și am considerat oportună categoria de jucării, unde am achiziționat acum 2 luni de zile un alt jucător din această categorie, Toys.ro. Cum arată programul de livrări la Evomag? În momentul acesta suntem singurul retailer din România care are trei livrări pe zi. Cu mașinile noastre proprii, livrăm de 3 ori pe zi. Livrăm o dată dimineața, o dată după ora 12 și o dată după ora 6 seara până la 9 seara târziu. Încercăm să livrăm clientului cât mai repede produse pe care le avem în stoc magazin. Lucrul acesta ajută foarte mult, mai ales la încrederea clientului și la rezolvarea problemei pe care o are în acel moment. Ok, îmi trebuie un laptop, mi-a picat laptopul, trebuie să cumpăr rapid, de unde mă duc? Îmi livrează Evomag în 2-3 ore. Lucrați cu un curier sau aveți o forță proprie de desfacere? În momentul acesta avem propriile noastre mașini pentru București, pentru livrările în București, lucru care iarăși ajută foarte mult la încrederea clientului. La ușă îi se prezintă un curier Evomag. Cum arată ponderea produselor în portofoliul dumneavoastră? Ce se cumpără mai mult la Evomag? În momentul acesta 35% este reprezentată de categoria de laptopuri și portabile, unde băgăm și tabletele care cresc din ce în ce mai mult. Avem smartphone-urile care cresc iarăși foarte mult și au o pondere din ce în ce mai mare. Avem categoria de componente PC care încă nu pierde din puterea pe care o are, pentru că se dezvoltă din ce în ce mai mult. Mulți clienți nu au de unde să cumpere componente pentru a-și face un sistem și atunci online-ul este prima opțiune. Avem gama foto și printing-ul, care iarăși au o prezență foarte, foarte bună. Cum arată produsele românești în portofoliul dumneavoastră? Din ce în ce mai mult avem foarte multe tablete care iau foarte mult, multă cotă de piață. Avem Olvio, avem Volio, avem și alte produse care cresc foarte mult această categorie pentru că sunt foarte accesibile ca preț și sunt destul de dotate din punct de vedere al capacității de procesare. Concret, o pondere? Undeva la 20% din toată gama de tablete, ceea ce e foarte mult la valoare. Ce va face Evomag în 2014? Ne axăm foarte mult iarăși pe încredere, pe mărirea încrederii clienților noștri în brandul nostru și sperăm să avem planuri pentru a ne extinde cu un alt showroom și doi la mână să avem categorii din ce în ce mai cumpărate din magazinul nostru. Mult succes! Mulțumesc foarte mult!